Pentru scorpioni, schimbările sunt în primul rând apărute în zona de resurse și bunuri materiale. Ele favorizează stările de neîndemânare, de pretenții foarte mari, de spirit critic dus la apogeu și de nervozitate. Relațiile pot fi ceva mai tensionate și riscurile de accidente apar, mai ales în zona călătorilor, însă tensiunile acestea sunt între schimbări și resurse și ele se valorifică până la urmă în familie, în cămin, în relațiile cu părinții prin curaj, prin energie, prin fermitate. Este favorizată și energia voastră, vitalitatea în această perioadă din punct de vedere astrologic, relații conservatoare, profesionale. Distracția, fericirea favorizează emoțiile, compasiunea, înțelegerea, generozitatea. Și înțelegerea voastră poate fi mai ușor determinată de credință, de misticism și de deschiderea către propriile stări sufletești.